că țipat și urlat, eram întâmplător la 0.44.954 pe apel. Adică cu poliția locală. Nu numai că erați în momentul acela numai cu topoare purci, n-ați aruncat în pistol. Și în zona de lângă pistol, în spate, de după pistol. Chiar dacă vin jandarmii, se știe. Nu ați respectat în zona centru din cauza legii. Și ați zbirat că nu. Degeaba ați sunat voi la serie, pentru că era pe 0244954. Întâmplător. Degeaba țip tu cu SRI-ul și cu ăla, pentru că sunt o variantă. Varianta 1. Le luăm și ducem la Guantanamo, le măsurăm puls. Ia să vă luăm. 90 și 120. Când țipă și zbiară. Sau cealaltă. Tensiunea. 12 cu 8. Astfel încât serviciul român de informații n-are decât să aștepte lucrarea la Guantanamo din partea Statelor Unite. Vă luăm pulsul. Ce mai aveți în apie? Da, vă dăm aici tratamentul acesta cu picături în ochi. Trebuie să ne spuneți și de ce țipați. Am înțeles, sistemul dumneavoastră de telemetrie nu este metric, deci sportul național este NBA și baseball, nu este oina. Începe vesta în această celulă, un pic mai mare ca rudului, recidiviști teroriști, țipători care aruncă cu ligheanul și striga la calma. S-ar putea să fiți cu români și rudi în aceeași celulă, ca și pe rudului. Pentru că sunteți români. După ce vă facem consultul zilnic, vă putem scoate la o minge de baseball sau de basket. Și după care, dacă treceți testele, unii veți fi împușcați, unii eliberați pentru a face ceva mai mult pentru Arabia. Sau alții veți mai fi chestionați în plus. Pe partea cealaltă, noi suntem PSV. Adică vom interveni ca în Georgia, Abhazia,
Republica Moldova și Belarus, când sunt teroriști, reglăm luneta și facem pop-pop și gata. Dacă constatăm că ați ieșit afară din sistem, și nu faceți ce zice, iar îl împușcăm.